Bun găsit tuturor, bine ați venit pe canalul Ioni Wellness. Sunt Cristina Buzgar, medic specialist obstetrică ginecologie și mă bucur foarte mult că ne-am adunat într-un număr atât de mare în această comunitate. Sunt fericită să văd că ne-am apropiat de 100.000 de subscriber pe toate platformele cumulat și chiar vă invit să intrați și pe celelalte variante, pe TikTok, pe Instagram, Facebook, pe Patreon, pe ioniwellness.ro, unde aveți foarte, foarte multe informații complementare cu cele de aici. Vă invit să dați subscribe, să dați like acestui episod, dar și celorlalte care vă plac și să share-uiți aceste informații prețioase și cu alte femei care poate vor primi beneficii din aceste informații medicale gratuite. Am discutat data trecută despre prima situație care duce la dereglări menstruale destul de mari și anume despre variantele în care ovarul este bolnav și produce chisturi ovariene de diverse forme și mărimi și conținut. Da? Rămăsese ca astăzi să discutăm în continuare, ca și completarea discuției precedente, despre boala ovarului polichistic sau sindromul ovarului polichistic. O situație cu care foarte multe femei din România se confruntă și despre care niciodată nu găsesc informații suficiente despre prognostic și variante de tratament. În primul rând, ce reprezintă boala ovarului polichistic și cum anume se pune diagnosticul? Aș vrea să încep această discuție prin a menționa că sunt foarte multe ovare polichistice diagnosticate prost, adică supra-diagnosticate. Adică femei care n-au de fapt nimic și le se spune că au ovar polichistic. Îmi pare rău sincer când vin la cabinet tot felul de doamne care îmi povestesc că da, ea este cunoscută cu ovar polichistic de nu știu cât timp și a primit tratament și nu știu ce. Și când mă uit cu grafic arată normal, are menstruație în fiecare lună, este slabă, n-are niciun fel de semn de masculinizare și totuși a primit diagnosticul de ovar polichistic pentru simplu motiv că avea câțiva folicul pe ovar. Deci ca să ne înțelegem, ovarul la o femeie care este în perioada fertilă a vieții, adică perioada când are menstruație, este normal să aibă diversi folicul pe ovar. Asta înseamnă că are rezervă de ovule în ovar, adică că încă poate face copii. Un ovar fără folicul este un ovar de menopauză sau un ovar care este înainte de prima menstruație. Nu este normal să găsim ovare goale. Deci normal că avem câțiva folicuri. Foliculele sunt câțiva, 3, 4, 5, 6, de diverse mărimi, situați random prin ovar. Asta este un aspect ovarian normal. Ovarul polichistic este cu totul și cu totul altceva. Așa cum vedeți dumneavoastră ovarul acesta, ovarul polichistic are un volum mult mai mare, da? Așa, este plin de folicul și nu orice fel de folicul. Deci există niște criterii pe care nu le-am inventat eu, sunt date de forurile superioare. Există niște criterii oficiale de diagnostic la boala ovarului polichistic și anume, criteriul ecografic este numai unul din criteriile care pun diagnosticul de ovar polichistic. Nu e suficient să vedem la ecograf un ovar chiar și cu mai mulți folicuri, da? Dar să spunem, cele trei criterii care sunt implicate în diagnosticul ovarului polichistic sunt următoarele. 1. Menstruații foarte rare, mai puțin de 6 sau 8 menstruații pe an. Asta înseamnă că femeia are menstruații cam o dată la 2 luni. Mai mult de 35-40 de zile între menstruații. Asta este primul criteriu. Deci nu există ovar polichistic la femei care au o dată pe lună menstruații. Punct, da? Asta e una. 2. Simptome de hiperandrogenism, adică femeie masculinizată, o femeie care are foarte mult păr pe ea, da? Are aspectul ăla de femeie bărbătoasă, da? Cu păr, care are chiar și păr pe față, puțin pe piept, pe mâini, pe picioare foarte abundent, da? Hirsutism se numește, deci un păr exagerat de mare sau simptome asemănătoare masculinizării, adică chelie de tip masculin, de exemplu, acnee semnificativă, da? Obezitate sau tendință la obezitate. Nu există ovar polichistic la femei slabe. Nu există, da? Deci ovarul polichistic este asociat cu obezitatea. Cu cât ovarul este mai înglobat în grăsime, cu atât are șansa să nu ovuleze și să acumuleze în el foliculi care duc la ovar polichistic. Deci ovarul polichistic există doar la persoane supraponderale sau obeze, da? Cu tendință la masculinizare, care au menstruații foarte rare, odată la 2 luni sau mai rar, și care la ecograf au un aspect specific. Care este aspectul specific de ovar polichistic la ecografie? Un volum ovarian mare, peste 10 cm cubi. La ovar, adică se măsoară pe 3 diametri și se face volumul ovarian, da? Care este mare. Apoi, descoperim folicul, mititei, da? Așezați la periferia ovarului în șirac de perle, ca și cum am avea un șirac de mărgele pe care le punem la periferia ovarului și le vedem așa una lângă alta,
minim 12 folicul pe fiecare ovar, așezați în șirac de perle, da? Și cu volum ovarian mare. Asta înseamnă ovar polichistic. Nu orice ovar care are 3-4 folicul, gata, ovar polichistic, da? Deci eu m-am săturat să aud, aproape în fiecare zi primesc câte o pacientă care îmi spune că ea a avut ovar polichistic sau că are ovar polichistic, dar ea este slabă, are un ovar normal, are menstruație o dată pe lună și ea a fost toată viața cumva, s-a simțit bolnavă știind că are acest ovar polichistic. Stați liniștite, ovarul polichistic nu e chiar așa de frecvent cum crede lumea, da? Ovarul polichistic adevărat este rar. Se întâlnește la mai puțin de 10% din populație, da? De perioada fertilă, de obicei, dar nu întâlnim ovar polichistic în postmenopauză, bineînțeles. Deci, aceste criterii de diagnostic se pun pentru că femeia de obicei se prezintă la cabinet cu o serie de simptome. Deci nu există ovar polichistic fără simptome. Toate ovarele polichistice au simptome, pentru că femeia respectivă din start, ca să aibă diagnosticul ăsta, are menstruații neregulate, adică la distanțe foarte mari. Uneori chiar amenoree secundară. Sunt femei cu ovar polichistic care n-au menstruație câte jumătate de an sau câte un an, da? Aia este cu adevărat o boală de ovar polichistic. Deci ea vine la cabinet pentru că are dereglări menstruale mari, pentru că a observat că s-a îngrășat foarte mult, că i-a apărut păr pe corp, că începe să se masculinizeze și nu știe ce se întâmplă. Da? Când apucăm să-i facem analize, îi vom da și analize, da? Pe lângă că ne uităm la ecograf și facem evaluarea ginecologică, îi dăm analize. Anumiți hormoni se modifică, de exemplu, testosteronul va fi mult mărit, dehidroepiandrosteronul sulfat va fi mărit. Da? Sunt niște semne cumva care ne arată că respectiva femeie deja începe să aibă o boală de metabolism. Da? De ce? Pentru că practic există la aceste femei un exces de hormoni masculini. Ea, în loc să aibă estrogen, să fie feminină, va fi masculinizată la propriu și în hormoni vom vedea testosteronul mărit, da? Și hormonii androgeni mai mari. Acest lucru va duce la niște modificări inclusiv la nivelul metabolismului insulinei, adică va apărea ceea ce se numește insulinorezistență, da? Adică ea va avea tendința spre diabet. Deși este tânără de obicei și poate n-are nici în familie diabet, ea va face diabet de tip 2 dacă nu se tratează. Deci imaginați-vă că o boală ovariană poate strica și pancreasul, da? Separat de faptul că de obicei aceste femei vin la cabinet pentru că își doresc o sarcină și nu o obțin. Adică acest ovar polichistic este asociat foarte des cu subfertilitate sau infertilitate, da? Așa încât o listă foarte lungă de simptome pot aduce femeia la medic. Ce este de făcut? Că până la urmă, ok, am pus diagnosticul, am spus că femeia are ovar polichistic. Cum o ajutăm? Da? Acum, depinde ce vrea să obțină, pentru că tratamentul pentru ovarul polichistic nu este universal valabil la toate femeile. Dacă ea vrea o sarcină, sunt anumite tipuri de tratamente. Dacă vrea doar să-și regleze menstruația și să repună ovarul în funcție normală, atunci sunt alte tratamente. Pentru că ceea ce vreau să vă explic este că aceste probleme apar de la faptul că ovarul nu își face treaba. Ce înseamnă că nu își face treaba? Înseamnă că acel ovar nu funcționează normal. El nu produce lunar ovulație. Femeia nu ovulează. Neavând ovulație, n-are cum să rămână însărcinată și de asta nici n-are menstruație. Da? Deci toate sunt legate de faptul că ovarul nu funcționează. Ovarul nu funcționează de obicei pentru că este prea plin de grăsime la femeile care sunt puțin mai grăsuțe sau chiar obeze. Da? Și bineînțeles că există și o componentă genetică. Adică această cauză a ovarului polichistic nu a fost nici până în ziua de astăzi elucidată complet. Există mai multe teorii sau mai mulți factori de risc care predispun cumva femeia la ovarul polichistic. Adică, sigur că ne interesează și dacă mama sau sora sau mătușa a avut, s-ar putea să am și eu. Dacă eu am tendința să mă îngraș ușor sau dacă pur și simplu am deja modificările astea și îmi agravez o predispoziție avută din start, voi face ovar polichistic. Dacă mai am și diabet de tip 2 sau am în familie, s-ar putea să fac. Nu? Deci sunt foarte multe situații, mai ales dacă femeia nu a născut niciodată, nu a alăptat niciodată, nu are o viață sexuală de calitate, lucrurile astea vin să agraveze. Mai adăugăm și o alimentație nepotrivită și avem cocktailul perfect pentru o femeie care se va îmbolnăvi. Da? Practic, ce ne interesează pe noi în momentul ăsta? Ne interesează, în primul rând, să o facem să înțeleagă că este o boală de tot organismul. Boala ovarului polichistic nu este o boală ovariană, este o boală de sistem. Da? Este o boală în care metabolismul este dat peste cap, inclusiv metabolismul glucozei, metabolismul hormonal, tendința la îngrășare și toate lucrurile astea nu fac decât să agraveze. Separat de faptul că ea va face depresie, va avea anxietate pentru că
în afară de hormonii respectiv care predispun la depresie, ea când va vedea, se va simți bolnavă, da? Nu-i va plăcea cum arată în oglindă, se îngrașă, se masculinizează, nu mai este femeie ca lumea cum era înainte, da? Și atunci ea începe să capete oarecare tendință la anxietate sau chiar depresie și tratamentele respective nu fac decât să îngreuneze tratamentul pentru ovarul polichistic și intrăm într-un cerc vicios, da? Ceea ce ne dorim noi este să lucrăm la rădăcina problemei și anume să încercăm să facem ovarul să funcționeze din nou cum trebuie, să producă hormoni feminini, să scadă hormonii masculini, să producă ovulație lunar, să permită femeii să rămână însărcinată, să aibă menstruație lunar, să-și rea fertilitatea și totul merge bine de acolo înainte, da? Cum facem noi un ovar atât de bolnav, care n-a ovulat de atâția ani, să se apuce acum să ovuleze? Este o provocare și tratamentul pentru ovarul polichistic nu este deloc ușor. De asta ați auzit probabil o grămadă de variante, da? De exemplu, dacă femeia care are ovar polichistic este tânără, să zicem că are 17 ani, nu-și dorește o sarcină, da? Dar este îngrijorată pentru sănătatea ei și vrea doar să își regleze menstruațiile și să forțeze ovarul totuși să-și reintre în funcție. În eventualitatea că va avea un copil poate cândva, da, peste câțiva ani, atunci tratamentul este de un anume fel. Da? Noi încercăm să facem mai multe lucruri la femeile astea. Putem fie să le punem pe pilulă contraceptivă, lucru care va opri ovarul din funcție. Oprind ovarul din funcție, se vor consuma foliculele aia care erau și cumva îi dă ca un restart la sistemul hormonal, astfel încât când va opri pilula, ea și va reveni. Și cu cât stă mai mult pe pilulă, cu atât se va însănătoși și va avea menstruații regulate și va fi totul bine. Dar pilula are efecte adverse. Asta este o chestiune, da? A doua variantă. Îi dăm tratament pe bază de mioinozitol, asociat cu câteva alte componente chimice care ajută și la reducerea rezistenței la insulină și la forțarea ovarului să ovuleze, da? Există niște o gamă destul de largă de produse pe piață care conțin mioinozitol și derivați, care cumva au niște rezultate foarte bune la studii, cum că vindecă ovarul polichistic și încet încet, fără efecte adverse, vindecă ovarul polichistic și femeia își reintră în rol cu funcția ovariană. Mai există variante prin care chiar de la medicul diabetolog primește femeia tratamente pe bază de metformin, care cumva modifică pragul de rezistență la insulină și cumva de acolo începe restaurarea funcției ovariene. Sunt situații disperate în care femeia respectivă, de exemplu, are o vârstă rezonabilă și își dorește o sarcină imediat, dar ea are ovarul la bolnav cine știe de când și noi încercăm să o ajutăm pe scurtătură să obțină o sarcină, da? Pe ovarul polichistic este destul de greu de obținut o sarcină brusc. Putem încerca cu stimulare ovariană, de exemplu, dar de multe ori fie nu se obține rezultat, fie se obține sindrom de hiperstimulare, care este un efect advers foarte rău, da? Și atunci, decizia de tratament, aici voiam să ajung, este particulară la fiecare femeie în parte, în funcție de cum arată ovarul, în funcție de ce boli mai are, cum arată analizele de sânge, aspectul ecografic, vârsta, boli asociate, etc., 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 inclusiv o funcție de greutate și înălțime contează, da? Deci nu putem da un tratament universal valabil la toată lumea, da? Sunt sigură că multă lume a auzit că la ovar micropolichistic se dă tratament cu pilule. Dăm tratament cu pilule, dar asta înseamnă că nu facem nici copii, da? Deci ce ne facem cu femeile care vor să facă copii? Nu putem să-i dăm anticoncepționale, da? Situația este foarte, foarte delicată și uneori chiar pune probleme exact tratamentul. Nu diagnosticul este greu de pus, ci tratamentul este greu de făcut și nu toată lumea reacționează la fel de repede sau la fel de total la respectiva variantă terapeutică, pentru că depinde și cât de repede este inițiat tratamentul de la debutul bolii. Dacă femeia respectivă de la primele menstruații deja a început să aibă aceste modificări și a venit la medic abia la 25 de ani, să zic, sau când s-a hotărât că face un copil, abia atunci s-a dus la medic să-și regleze ovarul, asta este o boală veche de ovar polichistic, un ovar care de ani de zile are disfuncție ovulatorie și atunci este greu ca să facem noi deodată ovarul să funcționeze după ce un număr atât de mare de ani el a mers greșit sau nu a mers deloc, da? Și atunci, sfatul meu și revin la recomandarea asta, mergeți la medic o dată pe an sau o dată la 2 ani cel târziu pentru evaluare, pentru că toate lucrurile astea nu se întâmplă dacă ținem din scurt, da? Deci, ca și la o carie, dacă mergeți la stomatologie, să zicem, stați cu o carie, o vedeți că este, nu vă doare, ziceți că nu-i nimic. Dar când vă duceți la stomatolog, da? Observați că, de fapt, carea este foarte adâncă și dacă ați fi tratat-o la timp, n-ar fi necesitat nici atâta cheltuială, nici atâta durere, nici atât de multe chestii complicate. Da? Deci toate lucrurile se rezolvă tot timpul, mult mai ușor, dacă este luat din timp.
Și de la primele luni de disfuncție, dacă intervenim cu medicație chiar și foarte blândă, ovarul se reface. Dar dacă ovarul a stat mult timp așa bolnav, el și uită cum este să fie sănătos. Mai ales dacă femeia este deja obeză sau este pur și simplu supraponderală sau are alte boli care trag spre ovarul polichistic, de exemplu, diabetul merge mână în mână, da? Sunt foarte multe situații, sindromul metabolic iarăși, da? Sunt multe, multe situații și ovarul polichistic este mai frecvent în ziua de astăzi, când femeile sunt puțin mai grăsuțe. Pe vremuri, când femeile erau slăbuțe, rar întâlneam situația de ovar polichistic, mai mult la femeile care aveau pur și simplu o predispoziție familială și era din mamă în fică. Dar așa, în ziua de astăzi, găsim mult mai des decât înainte și observăm chiar și la copii. Da? Obezitatea la copii este foarte grav, să vedem copii supraponderali și obezi, deja cu burtică foarte proeminentă, fetițe, de exemplu, înainte de prima menstruație, care sunt foarte durduli și ele au și menstruație mai precoce, au și menstruație precoce, pubertate precoce, sunt și grăsuțe și vor avea și probleme cu menstruația. Da? Deci trebuie să stăm puțin, să ne gândim la stilul nostru de viață, să fim cumva la mijloc. Nici prea prea, nici foarte foarte. Nici fotomodele să fim toți, că nu este în regulă și nici nu-i sănătos. Da? Deci corpul trebuie să fie în indicele de masă corporală normal pentru înălțimea respectivă. Da? Deci nu trebuie să fim trași prin inel, dar nu trebuie să fim nici supraponderali. Trebuie să fim sănătoși. Să meargă totul bine, da? Și noi nu putem uneori constata singur starea de sănătate. Este uneori nevoie ca altcineva cu studii medicale să ne confirme că suntem sănătoși. Chiar dacă sunteți sănătoși, vă duceți la medic pentru confirmarea faptului că sunteți sănătoși și pentru analize de rutină, care pot releva diverse lucruri. Și de sânge ne facem o dată pe an să vedem dacă nu avem anemie, lipsă de vitamina D, lipsă de magneziu, probleme cu colesterolul și așa mai departe. Sunt lucruri asimptomatice. Corpul tolerează foarte bine schimbările și dacă avem o boală și corpul se obișnuiește cu boala, putem să ne simțim bine fiind bolnavi. Deci trebuie tot timpul să ne îngrijim de sănătate. Sunt foarte multe oportunități de care puteți beneficia, chiar și cu bilet de trimitere de la medicul de familie, să vă faceți o dată pe an sau o dată la 2 ani o evaluare la toate disciplinele astea importante. Da? Deci vă interesează și analize de sânge, să vă faceți mergi la stomatolog, la ginecolog, cine se știe cu oarecare predispoziție și face analize mai extinse. Nu neglijați sănătatea pe principiul nu mă doare, nu am nimic. Da? Pentru că majoritatea bolilor apar din ignoranță. Adică ele sunt de fapt, dar nu știm noi. Da? Ca să terminăm discuția despre tratament, mai există câteva opțiuni de tratament pentru ovarul polichistic, în afară de pilule contraceptive și tratamente bazate pe mioinositol sau metformin. Există și tratamente chiar și chirurgicale pentru situațiile disperate. Se poate face drilling ovarian, adică pur și simplu se sparg toți foliculele aia cu o chestiuță așa foarte ascuțită. Acest lucru duce la o scădere bruscă a nivelului de testosteron în sânge la femeia respectivă și o eliberare a o funcție ovariene și ea probabil în cel mai scurt timp va începe să ovuleze. Nu ne apucăm să operăm ovarul polichistic în felul ăsta pentru că este o variantă invazivă. Ajungem la situația asta doar în cazuri disperate când celelalte metode terapeutice s-au epuizat și nu am reușit să obținem niciun fel de răspuns pe varianta non-invazivă. Vă recomand să mâncați sănătos, să aveți o viață armonioasă pe toate planurile, da? Încercați dacă puteți să aveți copii până în 30 de ani, dacă se poate până în 35, pentru sănătatea ovarului, pentru că ovarul cu cât este folosit și nu în scopul unei sarcini, cu atât se poate îmbolnăvi. De asta femeile care fac copii de tinere, nu la 15 ani mă refer, să fie majore, dar fac copii, alăptează, au un regim de viață bun, da? Au o legătură bună cu partenerul lor, o viață sexuală sănătoasă, nu consumă alimente cu hormoni, nu iau tratamente hormonale în viața lor. De obicei nu au probleme de genul acesta, da? Boala ovarului polichistic este boala unui ovar bolnav, a unui pântec bolnav, a unei suferințe înmagazinate în zona pântecului la femeie. Practic este o dereglare a chakrei 2, chakra svatisthana, care cumva suferă și se somatizează în felul acesta. Vă recomand să citiți mai mult despre asta dacă sunteți interesate și bineînțeles dacă mai aveți întrebări puteți să-mi lăsați în comentarii mesajele dumneavoastră. Și atunci, aici este mesajul cu care vreau să rămâneți. Ovarul polichistic este o boală foarte grea, foarte greu de tratat, uneori rezistentă la tratament, necesită un timp îndelungat pentru a obține rezultate. Femeile care își doresc o sarcină și au ovar polichistic sunt overwhelmed, deci sunt depresive de obicei, pentru că conștientizează că va dura o vreme până vor obține o sarcină. Asta dacă au cu adevărat ovar polichistic. Dacă suntem în prima categorie despre care am vorbit la începutul episodului, de ovare polichistice care nu există de fapt, dar
a primit femeia diagnosticul respectiv, atunci bineînțeles că va rămâne gravidă din prima și cumva asta este și dovada că nu are ovar polichistic. Nu există sarcină obținută spontan la ovarul polichistic. Ovarul polichistic vine la pachet cu infertilitate sau cu dificultăți mari de a obține o sarcină și tocmai asta este unul din simptome. Da? Deci o femeie cu ovar polichistic care rămâne gravidă din prima și are menstruație o dată pe lună n-a avut niciodată ovar polichistic de fapt și cumva e o chestie bună să zic, dar partea proastă este că femeia respectivă stă stresată, se gândește că e bolnavă, adică și imaginează tot felul de lucruri și nu e regulă, adică există și varianta asta și eu chiar încurajez colegii mai tineri să nu vă fie frică să scrieți diagnosticul clinic genital normal sau sănătos. De ce trebuie tot timpul pacienta să plece din cabinet cu un diagnostic de boală dacă nu o are, da? Numai de dragul de a da o rețetă sau așa, deci nu e în regulă. Pacientul sănătos pleacă din cabinet cu diagnosticul de pacient sănătos, fără nicio rețetă, da? Pacientul care are ceva, îi scriem ce are, bineînțeles, și îi dăm tratament dacă este nevoie. Nu facem abuz de parafă, da? Este în regulă așa să... pentru că oamenii se simt mult mai bine dacă li se confirmă că sunt sănătoși. Și nu este în regulă comportamentul ăsta de tip comunist în care abuzul ăsta de putere medicală cumva traduce într-o anxietate pe care o predăm pacientului. Da, doamna, ai nu știu ce sau aveți nu știu ce boală, exagerări din astea, cu tot felul de tratamente alambicate numai ca să își crească importanța. Da? Deci sunt foarte multe femei care vin pentru screening și n-au absolut nimic. Vin la cabinet, n-au nimic, pleacă acasă și mai vin peste 2 ani să verifice că tot așa sănătoase sunt. Da? Și cumva aici voiam să ajung. Că sunt foarte multe persoane care sunt foarte sănătoase, dar au plecat cu un diagnostic de ovar polichistic, neavând ovar polichistic și cumva chiar vă invit, dacă ați primit diagnosticul ăsta, să mai cereți și alte păreri, mai ales să vă duceți în orașe mai mari, cu ecografe mai... sau în clinici, în alte clinici, cu ecografe mai bune și cu medici poate puțin mai open-minded, ca să vă convingeți dacă aveți sau nu aveți. Dar așa, ca fapt divers, dacă aveți menstruație o dată pe lună și sunteți slabe, nu aveți nimic, da? Cam atât pentru astăzi. Chestiunea cu ovarul polichistic este importantă. Dacă vă doriți informații suplimentare despre această boală, aveți și un articol foarte detaliat scris pe www.uniwellness.ro de către mine. Aveți acolo informațiile, să spunem, în format scris, poate vă ajută mai mult așa. Vă invit să mă urmăriți și pe celelalte platforme, să dați like, să dați subscribe și ne vedem data viitoare cu alte subiecte interesante. Tot despre ginecologie.